Pe 13 ianuarie am fost răpită în iad. A apărut în fața mea un tunel foarte negru. Nu puteam să văd nimic. Era foarte întuneric. L-am întrebat pe Domnul Iisus, ce caut eu aici? Eu credeam că mi-arăți raiul. După aceea m-am dus înăuntru și mirosea foarte urât. Era un miros ca de cărbun arș și era foarte cald. Am mers ceva până am ajuns în iad, prin tunel, împreună cu Domnul Iisus. Când am intrat, în stânga mea erau ca celulele cu oameni închiși. Unii aveau carne pe mâini, alții nu. Scoteau mâinile afară de pe grat. Am văzut un monstru care semăna ca un dinozaur și avea o furcă în mână. Eu m-am speriat și Domnul Iisus mi-a spus, nu ți-e fie frică, fica mea, că n-au putere, că eu sunt cu tine. Mă țineam de Domnul Iisus și plângeam. Monstrul acela s-a dus și a luat o femeie din celulă, care carnea numai ce i-au crescut. Avea un număr pe frunte, 4, de metal. Toți din celule au cât un număr pe frunte. Auzeam cum le striga satane pe monștri. Ca un ecou, fiecare monstru are un nume. Pe dreapta am văzut ca când curgea apă, dar era lavă. M-a dus la sfârșit unde se termina celulele. Ultima celulă am văzut acolo o fiară, care parcă schimba înfățișarea. Și dinozaur, leu și avea dinți foarte mari. Avea 4 mâini, 2 picioare și stătea jos, legat. Nu făcea nimic. Mi-a spus Domnul Iisus, vreau să-i dau drumul, că vreau să vin, să-mi iau mireasa. Mai în față era un om în lavă și încerca să mă prindă, că mă cunoștea, dar eu nu l-am cunoscut, că era tot ars. Puțin mai în față erau niște cutii portocalii transparente, cu câini, pisici și șerpi. Toate aceștia erau în piciorul drept. După aceea m-a dus în mâna dreaptă. În prima cameră era masă de metal. Acolo așteptau la rând și femei și bărbați. Le punea pe masă și le chinuia. Le trăgea pielea. Pe femeia cu numărul 4 din celulă era acolo. Din cât am înțeles eu, femeia aceea curvea. Am mers puțin mai în față și acolo erau femei care avorteau și nu primeau copiii, se potriveau nașterii. Intrau niște șerpi în ele, pe gură, și se coloceau în stomac și apoi nășteau șerpi mai mari. În altă încăpere erau oameni care înjurau, blestemau și mințeau. Le punea cărbun în gură și la alții le tăia limba. În altă cameră erau bărbați homosexuali. Erau legați sus și cu furcă le înțepea și le loveau între picioare și țișneau sângele din ei. După aceea le lua jos și le punea pe o masă și le chinuia. Le trăgea carnea de pe ei. În altă cameră erau lesbienele. Acolo am văzut mulți vieri, și mici și mari, care umblau în ele. Le intra prin gură, în ochi, prin tot trupul lor. În altă încăpere erau cei care furau, le tăia mâinile până la cot și le punea într-o mașinărie și ieșea sânge și toată camera se umplea de sânge. În altă cameră erau cei care se drogau, tot felul de droguri. La unii am văzut ca o injecție cu ceva portocaliu, arăta, le injecta și la alții le dădea ceva negru, ca cenușă, de la cărbun, să tragă pe nas. Și așa le chinuia. Am văzut la alții tot acolo cum îi punea șerpi mici de tot în palmă și le dădea să le înghită. Și ăia mergeau sus în creier și le hrăneau din ei. După aceea m-a dus în altă încăpere unde erau bărbați separat și femeile separat. La bărbați le deschidea gura și cu o găleată de cărbun le turna lav în gură. Și la femei am văzut o pănie cu multe furtuni și le punea lavă și tot ardea în ei. Tot în locul acela am văzut un om care îl cunoșteam, din satul meu, România, și îmi spunea, spune-le, spune-le să se pocăiască.
La familia lui îmi spunea să spun. În altă încăpere erau cei ce fac magia, că și cum le topeau mâinile. Era ceva ca un lighean mai lung, le punea mâinile și le topeau. Și în ultima cameră mai era dansatoarele, ce le plăcea să danseze. Le punea pe țep și mai mici și mai mari, intra prin trupul lor. Sufletele la ce numai atunci mureau, le aruncau direct în lavă, în foc. Tot în apropierea acestui loc am văzut copii. Un băiat cam la 11-12 ani a venit și mi-a spus că tatălui era păstor și el nu ascultă și a murit în accident. Și am mai văzut o fată de 10 ani ce ardea în lavă și am văzut că o peșteră acolo. Erau numai copii cam de la 10 ani în sus și băieți cam 12 ani. Și cum albinele le intrau prin oreche și le ieșea prin cealaltă oreche și strigau după Iisus, scoate-ne, scoate-ne de aici, Iisus, îi spuneau. Nu știu cum, dar am ajuns ca la o pușcărie și acolo erau oameni care aveau legământul, bărbați în costume îmbrăcați, alții în training-uri, femei cu tocuri îmbrăcate, cu fuste scurte, frezate și machiate. Altele aveau baticuri. Una din femei spunea, ce caut eu aici? Că eu sunt pocăită. Era un bărbat care era îmbrăcat în costum negru și avea ca popi la gât ceva alb și spunea că el face botezuri și avea o țigară în mână. Era o femeie care părea mai cuvincioasă. Și Domnul mi-a făcut de cunoscut că ea blestemă. Amin. Tot pe 13 ianuarie, după ce mi-a arătat Domnul Iisus o parte din iad, m-a dus în rai. Când eram dusă sus, am văzut o poartă mare. Poarta era toată de aur și avea o poștă. Acolo intrau rugăciunile noastre și foarte mulți îngeri erau în fața porții. Când a deschis poarta, am văzut o alee de aur și marginile erau cu diamante. Pe laterale era iarbă verde și flori foarte deosebite de astea de pe pământ. Ele cântau. Am văzut un pom foarte mare cu fructe. Mai înainte pe alee stătea pe o bancă câțiva oameni și cântau. De acolo am ajuns în fața unei uși mare și albă cu o cleanță de aur. Înăuntru strălucea foarte tare. Erau multe rafturi pe pereți, cu vase de sticlă, unele aveau lichid, altele străluceau foarte tare, altele erau goale. În aceeași cameră era ceva care arăta ca un avon, scruptat, îmbrăcat cu aur. El arăta să fie din lemn. Deasupra era o carte mare și arăta foarte veche și singură s-a deschis la a doua pagină. Era scris cu argintiu, nume. Și străluceau. În aceeași cameră am văzut o masă de birou alb, cu aur, la care stătea un înger pe scaun de aur și scria faptele celor care se folosea Dumnezeu pe pământ, proroci și lucrători. În laterală îngerului care scria mai erau niște rafturi pe perete și pe un raft erau doi coronițe pline cu pietre scumpe și mi-a spus că vrea să-mi dea și mie una, dar să fac voia lui, să ascult de Domnul. Tot acolo erau și niște inele, ca de logodnă. Tot acolo, mai jos, pe raft, era trei coronițe, ca de bărbați. De acolo am ajuns altundeva, în fața unglizei, cu baticul cu care eram în cap în momentul când am avut răpirea. Mi-am așezat pe cap ca un bentiță, mai subțire pe cap, așa îl purteam de obicei. Și Domnul Iisus mi-a spus, nu, fiica mea, nu așa, fără să-l atingă cineva, a fost dat jos. Și m-a pus din nou să-l pun pe cap și mi-a arătat cum să-l pun. Tot capul trebuie acoperit din fața până în spate, să nu se vadă părul în față. Și atunci mi-a arătat o femeie care o cunoșteam.
Avea părul aranjat ca o buclă în față și baticul aranjat frumos pe cap. Și Domnul Iisus mi-a spus mie: fica mea, nu-mi place așa. Mi-a spus că El vrea ca copiii Lui să fie o scârbă înaintea oamenilor, să fim smeriți la îmbrăcăminte. Și mi-a spus Domnul Iisus că de multe ori am vrut să mă apropii de Tine, dar nu erai cuvincioasă înaintea mea îmbrăcată când dormeai, că erai în pijamale. Și deodată am apărut cu hainele cu care eram îmbrăcată eu în seara aceea. Și mi-a spus că așa vrea să fie îmbrăcată, cu fustă lungă, să nu se vadă picioarele, și bluză mai largă, să nu fie strânșe pe corp, și mâinecile să treacă de cot, și bărbații să nu poarte pantaloni strânși sau scurți, și să nu umblă cu mâinică scurtă, și să nu facă părul cu gel. Și mai purtam un ceas la mână și mi-a spus că nu-i place ceasul meu, că n-aveam voie cu ceas la mână, că nu poate să ne răpească cu ceas la mână. Din fața oglinzii m-a dus într-o încăpere foarte mare și acolo era un scaun foarte mare și pe el era Domnul Iisus. Eu am genunchiat și îl lăudam de acolo. M-a dus într-o sală de judecată. Erau foarte mulți îngeri și stăteau pe bănci în partea dreaptă. Și în stânga erau oameni care aștepta să intre în judecată. În spate, afară, erau cu haine normale. Când intrau înăuntru, li se schimbau hainele. Unii erau în alb, alții în negru. Cei în alb erau pocăiți și cei în negru erau nepocăiți. În față era un scaun mare și era Domnul Iisus. Mai era un scaun mai jos cu 4-5 trepte și era Duhul Sfânt. Când venea la judecată un om în alb și avea Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se ridica în picioare. Era o ușă în dreaptă și una în stânga. Era un fel de animal monstru care aștepta pe cei care le trimitea acolo. Și în dreapta era un înger care aștepta pe cei trimiși la Domnul. Deodată am văzut un om în alb și Duhul Sfânt s-a ridicat în picioare și vorbea cu omul acesta, dar eu nu puteam să aud ce vorbea cu el. Eu auzeam ca și când eram în apă și nu auzeam. Dar când l-a întrebat Duhul Sfânt, de ce ai mințit? Am auzit, dar el se împotrivea și spunea că nu întotdeauna mințea. Și l-a trimis la stânga, din sala de judecată. M-a dus undeva unde era o cascadă de apă, ca afară, dar nu se vedea vreun cer, era tot alb. Și acolo, pe bănci, erau niște copii cam la 2-3 ani de mari, și fete și băieți. Și Domnul Iisus mi-a spus că pe ei nimeni nu-i vor. Și în fața lor era un înger care le învăța să cânte, le dirigea. De acolo m-a dus undeva mai sus, unde mi-a arătat nunta lui. Acolo era o masă foarte lungă și în capet era un scaun mare, era al lui Domnul Iisus. Pe masă era o față de masă albă cu auriu și cealaltă scaune erau mai mici și de aur, erau toate la un fel, numai lui Iisus era diferit. Pe masă era o fructieră albă cu auriu și erau struguri verzi. Îngerii pregăteau și Iisus mi-a spus că ei pregătesc nunta, că Domnul Iisus vine să-și ia mireasa. Mă mai uitam împrejur și mi-a spus că trebuie să te duc înapoi, că se îngrijoresc ai tăi pentru tine. Și ușor m-a coborât cu Domnul Iisus ca pe un nor. I-am văzut pe toți care erau în casă și m-a dus pe balcon, prin geam, și am intrat înapoi în trup. Atât am avut din partea Domnului.